Ca de fiecare sărbătoare, câteva persoane, mai mult sau mai puțin cunoscute, au vrut neapărat să ne salute. Nu pe noi, ci pe noi. Adică și pe voi cei de acasă. Hai să vedem ce au spus câteva vedete despre sărbătoarea asta și mai ales ce ne-au urat. O sărbătoare importantă adună toată familia în jurul mesei. Sper să se întâmple la fel în fiecare familie care ne privește în clipa asta. Vă doresc să aveți un Paște frumos alături de familiile voastre, de oamenii dragi pe care iubiți și așteptați acasă cu mult drag, cu bucate alese. Și să fim cu toții sănătoși și să ascultăm muzică bună. Anul trecut era chiar Paștele, atunci căzuse Paștele, când am lansat eu piesa Memories. Și, nu știu, oricum ne doresc un Paște fericit, Dumnezeu să fie cu ei și numai de bine să auzim. Dragii noștri, să aveți sărbători fericite, liniștite, să nu mâncați foarte mult până să vi se face rău, să ascultați muzică bună și să nu uitați că Voltaj vă iubește și trăiți-vă viața ca la 20 de ani. Să nu uităm ce înseamnă sărbătoarea de Paști și să avem mai multă liniște. Noi să ne împăcăm pe cei care se pierde așa de firea lor și nu suntem artiști niciun în noapte de Paști, în ziua de Paști. Suntem oameni între noi și așa ar trebui să rămânem și când suntem pe scenă și când suntem în public și când se cumpără muzica și când se vinde muzica. Paște fericit! Doamne și domnilor! De Sfânta Sărbătoare a Paștelui, să vă dea Dumnezeu bunăstare, să vă dea bucate pe masă și mulți nervi ca să ne suportați, să ne criticați, ca să mai reparăm o greșeală, două, în ceea ce facem noi. Vă mulțumim că, virgulă, consumați ceea ce facem noi și să rămâneți același să zic raport al calității. Doamne ajută! Vă doresc să aveți un Paște fericit, să îl petreceți în preajma celor dragi, pentru că ei sunt cei care vor fi tot timpul în alături, mai ales familia și prietenii apropiați. Hristos a înviat, dragii mei! Multă sănătate și tot ce vă doriți pe masă! Mua! Să ne ascultați piesele de Paște, dacă tot ne cumpărați albumele. Vă mulțumim din suflet că ne susțineți. Vă pupăm și Paște fericit. Să fiți cei mai sănătoși din lume.